foarte obosită, dar a meritat. M-am simțit foarte bine acolo și mă bucur foarte mult că m-am întors și îmi revăd prietenii și familia. Primul lucru care ai întrebat, unde e mama? Păi dacă n-am văzut-o și, bineînțeles, mama e una dintre cele mai importante persoane din viața mea. Cum a fost această experiență? Foarte bună, am jucat foarte bine acolo. Ultimul meci cu Jankovic am jucat foarte bine. La început mi-a fost mai greu să mă adaptez, iar ultimul meci a fost un pic dificil pentru că am avut emoții mari. Da, chiar emoțiile au fost de vină sau s-a mai întâmplat și altceva, că am văzut ceva bandaj la spate? Da, sunt dureri normale. Zilnic ai o anume durere la tenis pentru că e foarte solicitant, dar emoțiile, da, m-au copleșit și n-am putut să-mi fac joc. Este un turneu foarte important. Noi îl numim foarte important, ne punem presiune singuri pe noi. E mult mai important în mintea noastră, cel puțin, și bine, și normal, e mult mai important decât celelalte turnee, dar va trebui să învăț să nu mai pun așa multă presiune și să joc ca la un turneu normal, ca să pot să joc la nivelul meu. Înainte de meci, ce ți-ai spus? Păi mi-am spus cam multe. Trebuie să fac multe chestii pe teren, ceea ce nu a fost bine pentru mine. M-a stresat, m-a încordat și n-am putut să mă simt relaxată, să mă bucur de meci. Și acum îți pare rău că n-ai avut antrenor? Nu îmi pare rău, pentru că am făcut un rezultat bun. Eu sunt mulțumită de ceea ce am făcut. Știu că se putea mai bine, dar asta e. Mai am multe turnee în față. Voi avea un antrenor și vom vedea cum merge. Ai simțit cea mai mare presiune? Păi va fi Wim Fisset, belgian, a lucrat cu Kim Clijsters și cu Lisicki. Acum o să-l cunosc și eu săptămâna viitoare la Paris mai bine. A reușit, a avut o baghetă magică, cel puțin cu Kim după ce a născut, a reușit să câștige cu ea. Da, se pare că a fost un antrenor foarte bun, este. Sper să mă ajute și pe mine și să facem multe rezultate împreună. Ai simțit cea mai mare presiune din cariera ta? Da, a fost o presiune foarte mare pentru că mi îndeplinisem visul să fac sfert de finală la Grand Slam. Era o bucurie enormă să fi făcut semifinală. Știam că o bătusem înainte pe Tsibulkova și am o bătuse, dar aveam o șansă. Dar a fost un turneu bun pentru mine. Vreau să fac semifinală la unul dintre acestea care au mai rămas, să văd dacă sunt în stare și dacă pot să mă regăsesc la meciurile mari. Te mai uiți la finala aceasta? Nu, o să mă odihnesc și o să mă pregătesc pentru turneul următor. Ai meci de bășit, poți să ne arăți și nouă palmele, Nadal aseară a sângerat. Păi nu sunt chiar atât de rău, mie mi-au trecut. În finală, dar se cine fac pariezi? Astfel de lucruri la tenis? Adică se fac, da, de la căldură și de la rachetă. Cine câștigă finala? La fete? Da. La fete, eu cred că Tsibulkova. Ce va fi mai greu va urma acum, pentru că e foarte greu să te menții în top 10, trebuie să fac rezultate la Grand Slam, așa cum am făcut și aici. Sper să pot să mă mențin cât mai mult, că atunci te numești o jucătoare adevărată.